Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 28 decembrie pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Voi începe cu zodia gemeni. Haideți să vedem, oamenii mei dragi, ce va fi în viața dumneavoastră în această zi. În această zi, fantele de spade îmi spune că veți fi foarte curioși în ce privesc proiectele dumneavoastră, ce privesc planurile dumneavoastră. Poate cineva va observa de la distanță, vă va urmări pe rețele de socializare. Văd totuși că va trebui să încercați să aprofundați mai mult în ce privesc anumite situații, să analizați mai mult anumite situații, să studiați mai mult anumite proiecte. Da? Și văd că va trebui, dacă veți avea parte de aceste lucruri, dacă veți avea parte de această nevoie, vă recomand să intrați pe rețele de socializare, să aprofundați aceste lucruri, da? Să studiați mai bine anumite lucruri. Și foarte multă curiozitate din partea dumneavoastră. 5 de bețe îmi spune că poate veți avea parte de competiții în jurul dumneavoastră, în casă, la locul de muncă sau poate conflicte din cauza personalităților diferite, discuții contradictorii. Poate va trebui să înfruntați aceste persoane pentru că nu gândesc ca dumneavoastră și nu o văd în aceeași manieră ca dumneavoastră. Da? Deci văd un pic de instabilitate în această zi pentru dumneavoastră. Preotul îmi spune, sau erofantul îmi spune că, mă scuzați, nu vrea să întreacă vocea asta deloc, că o instituție va avea un rol important pentru dumneavoastră sau să fiți mai înțelepți, lucrurile tradiționale vor avea un rol important, familia dumneavoastră, principiile, valorile. Poate veți avea conflicte în familia dumneavoastră în această zi. Poate și anumite adevăruri vor ieși la iveală, da? Și va trebui să aduceți totuși un echilibru în viața dumneavoastră. Sau să vă ocupați, să mergeți la un preot, la o biserică sau la un grup unde veți vedea lucrurile în același mod și în același fel pentru alții dintre voi. Poate veți avea conflicte și cu o instituție în ce privesc proiectele dumneavoastră și de acolo trebuie să studiați mai bine. Vreau să clarific aceste cărți pentru zodia gemeni. Fantele de spade cu regina de spade. Da, poate dumneavoastră vă simțiți singură în această zi, poate ați pierdut pe cineva, poate sunteți văduvă, poate v-ați despărțit de cineva și poate vă uitați pe rețele de socializare. Poate observați pe cineva de la distanță. Poate vă veți uita la anumite poze, amintiri pe rețele de socializare ale dumneavoastră sau ale altor persoane. Cred că veți fi mai curioși în această zi în ce vă privește și vă veți ridica și veți spune lucrurile cum stau, poate cu persoanele din jurul dumneavoastră, vă veți lua cei al dumneavoastră, vă veți face respectați în această zi. Haideți să vedem. Da, în casa dumneavoastră văd conflicte. Văd conflicte cu personalități diferite, văd discuții aprinse, contradictoriu și preotul spune totuși că veți avea parte de fericire în căsătoria dumneavoastră sau veți face un drum la o instituție sau vă veți întâlni cu o persoană iubită și veți acționa în ce privește relația dumneavoastră, în ce privește căsătoria dumneavoastră, văd fericire, da, și acțiune. Poate pentru alții dintre voi este vorba de un trio, este o etalare generală, deci nu luați doar mesajele care vi se potrivesc. Dar poate veți avea treabă într-o instituție și văd că va fi fericire, armonie. Și va trebui să apelați la înțelepciunea dumneavoastră interioară. Haideți să vedem ce vor să vă transmite îngerii pentru zodia gemeni. Să ascultați inima, inteligența, entuziasmul care te fac diferit. Îți vor permite să realizezi ceea ce îți dorești, dar atenție, să nu exagerezi. Îngerul Ambriel te invită să-ți asculți inima, pentru că răspunsul este în interiorul tău.
este înăuntru tău. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, ar însemna foarte mult pentru mine. V-am pupat, numai bine, Doamne ajută tuturor! La revedere, sănătate! Pentru Zodia Balanță. Zodia Balanță, totuși văd că aveți o mască. Încercați să vă vedeți de treburile dumneavoastră în această zi, să încercați să vă axați sau focusați pe munca dumneavoastră, pe familia dumneavoastră, dar ceva nu este în regulă totuși. În suflet dumneavoastră plânge. E nevoie să vă eliberați de o dependență sau de o persoană toxică. Văd că sunteți la pământ, poate stresați, obosiți, poate chiar și dezamăgiți, îngândurați, depreși, da? Ansioși, întristați. Aveți nevoie totuși să vă ajutați într-un mod sau altul. 7 de monede îmi spune să încercați să aveți grijă de proiectele dumneavoastră. Văd că veți culege ceva în această zi. Văd că munciți la proiectele dumneavoastră, dar vi se cere răbdare totuși, da? Sunteți în așteptare, văd, în ce privesc proiectele dumneavoastră sau în relația dumneavoastră. Sunteți în așteptare ca persoana iubită să facă un pas înspre dumneavoastră sau la locul de muncă ca cineva să vă ajute. Văd că veți pune apă, să spunem așa, la sămânțele care le-ați pus în pământ, care le doriți. Deci e ca și cum dumneavoastră munciți la proiectele dumneavoastră și vă gândiți foarte mult la acea stabilitate financiară. 2 de cupe îmi spune că persoana iubită vă iubește, vă va arăta sentimentele, vă va arăta interesele, va fi alături de dumneavoastră și vă veți deschide inima din nou acestei persoane. Da, văd că veți face pace cu persoana iubită, va fi armonie, va fi iubire între dumneavoastră și această persoană. Foarte frumos! Haideți să vedem, să clarificăm aceste cărți pentru Zodia Balanță. Pentru că cineva v-a păcălit cu ceva anume, cineva v-a ascuns acest lucru și dumneavoastră știți și acest lucru vă îndurerează, vă întristează. Cineva v-a ascuns ceva, v-a păcălit cu ceva, v-a manipulat cu ceva și vă întristează acest lucru. Dar văd totuși că va fi cineva bun cu dumneavoastră. Veți primi o sumă de bani, vă va întinde o mână de ajutor, vă va da un sfat, veți primi generozitatea unei persoane, da? Poate a familiei dumneavoastră. În ce privesc proiectele dumneavoastră, să stați liniștită, că văd că veți avea parte de intrări de bani, de investiții pe termen lung și văd foarte multă stabilitate financiară, să nu vă preocupați. Și văd că veți face o clarificare, cum spuneam, în ce privește relația dumneavoastră de cuplu. Veți clarifica, veți purta o discuție deschisă, veți spune lucrurile pe nume și veți face pace. Da? Veți face pace și va fi armonie și iubire în viața dumneavoastră. Foarte frumos. Veți clarifica tot ceea ce s-a întâmplat. Haideți să vedem pentru Zodia Balanță. Nimic nu este pierdut, să știți. Tocmai. Să vă bucurați. Calitățile și capacitățile care ați fost obligați să le blocați nu sunt pierdute. În realitate, ele nu sunt pierdute. Cunoștința și iubirea de care tu ai nevoie sunt întotdeauna în inima ta. Trebuie doar să o faci să iasă afară. Ai curajul în acțiunile tale. Pentru că doar așa vei schimba lucrurile în bine. Roagă-te îngerului Parasiel. Deci nu este nimic pierdut. Scoateți afară iubirea și cunoștința care o aveți înăuntru dumneavoastră. Clarificați în această relație. Vedeți că există iubire între voi și veți avea parte de stabilitate, de o familie unită, armonioasă. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. V-am pupat, sănătate multă, la revedere!
Pentru zodia vărsător. Zodia vărsător în această zi va trebui să dați dovadă de răbdare. Văd că va trebui să dați dovadă de răbdare și să faceți un compromis, să ascultați părerea celor din jurul dumneavoastră, să luați la cunoștință și opinia celorlalți pentru a face pace în viața dumneavoastră, pentru a ajunge la un echilibru. Temperanța îmi spune că veți avea parte și de o vindecare în această zi, dacă ați fost un pic atinși de o suferință în ce privește corpul dumneavoastră. Văd că veți avea parte de vindecare, da? Și văd totuși că vor fi anumite diferențe între dumneavoastră și o anumită persoană. Poate sunteți într-o relație care există o mică diferență între dumneavoastră și cealaltă persoană. De vârstă, de naționalitate, de personalitate, să spunem așa. Cred că veți intra în contact cu zodiile de foc, leu, săgetător, berbec. Această persoană sau aceste persoane cred că vor pleca peste hotare sau veți comunica cu ei de peste hotare. Este nevoie să fiți flexibili, să fiți lejeri. În această zi vi se cere flexibilitate. Văd că vă veți ocupa de două lucruri deodată și veți reuși să faceți față. Veți avea parte de capacitatea aceasta și văd că vă veți focusa mai mult pe priorități. 10 de monede. O familie fericită, o familie stabilă. Veți face investiții pe termen lung cu familia dumneavoastră și văd foarte mult echilibru în viața dumneavoastră. Haideți să vedem. Vreau să clarific aceste cărți pentru zodia vărsător. Veți primi un cadou sau veți oferi un cadou acestei persoane în zodie de foc. Și cred că veți primi ceva unde va trebui să faceți... Veți primi un cadou frumos, adică vă va atinge inima, da? Și veți face pace cu o persoană anume. Vă veți vindeca și va veni pacea în viața dumneavoastră. Și în ce privește un cadou? Mi se spune că veți primi un cadou. Și văd că veți primi o oportunitate, o sumă de bani. Vă veți ocupa de munca dumneavoastră, de prioritățile dumneavoastră în ce privește partea financiară, în ce privesc investițiile. Veți primi bani în această zi și un nou început cu abundență, cu succes. Vi se va oferi o oportunitate, oamenii mei dragi. Și cineva pleacă în vacanță sau pleacă la drum. Văd că poate veți pleca cu familia la drum și văd victorie la acest drum. Da? Sau cineva din familia dumneavoastră pleacă la drum. Dacă nu toată familia, cineva va pleca la drum. Și văd totuși reușită la acest drum. Da? Victorie. Haideți să vedem îngerii pentru zodia vărsător. Autocontrolul este cheia fericirii. Dacă nu reușești să te controlezi pe tine însuți și să fii patron de tine însuți pentru a domina impulsivitatea, sunt necesare pentru a nu dăuna altora de a fi fericiți. Da? Deci e necesar ca dumneavoastră să vă mențineți autocontrolul, să încercați să vă controlați pe voi înșivă, să fiți patron de sentimentele dumneavoastră, de emoțiile dumneavoastră, pentru că impulsivitatea nu duce la nimic bun, dăunează pe voi și pe alte persoane de a fi fericite. Îngerul Maion, autodiscipline, te va învăța ce înseamnă să gestionezi controlul, self-control, pe tine însuți în fiecare situație și în orice persoană și în orice situație. Deci, Îngerul Maion
este îngerul autodisciplinei. Te va învăța să gestionezi situația și orice persoană. Ai nevoie să te autocontrolezi. Este cheia fericirii. Nu fiți impulsivi. Încercați să vă controlați în fața celorlalți. Sau poate chiar și voi înșivă. De acolo e temperanța. Temperanța înseamnă să mențineți un echilibru, să faceți un compromis, să fiți echilibrați în ce privesc persoanele din jurul dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, că ar însemna foarte mult pentru mine. Doamne ajută, multă sănătate, v-am pupat! La revedere, numai bine!